piese celebre de muzică populară cântate de actori, jurnaliști, sportivi sau chiar de primarul Timișoarei. S-a întâmplat seara trecută pe scena Filarmonicii Banatul, unde a avut loc spectacolul Azi la noi cântă tot natul, organizat de Casa de Cultura Municipiului Timișoara. Evenimentul a umplut sala Filarmonicii de iubitori de muzică populară românească. Printre cei care au încântat publicul se numără jurnalistul TVR Florin Mihoc, actorii Matei Chioariu și Atila Balaș, ruibistul Andrei Rădoi, basul de la Opera Română din Timișoara Octavian Vlaicu, directoarea Casei de Cultură Camelia Mingason, artista Camelia Hora și Dominic Friț, edilul șef al Timișoarei. De pe scenă nu au lipsit însă numele mari ale folclorului românesc, Dinu Iancu Selejanu și Andreea Voica. Am avut ceva emoții și eu, tocmai pentru că nu este un gen de muzică cu care sunt eu foarte familiar și pe care nu l-am mai cântat niciodată. Dar, într-adevăr, când mi s-a făcut propunerea, mai ales această piesă, Imnul Banatului, Banatul este țara mea, așa cum Banatul meu și... Și de aceea e o piesă drag mie și mă bucur foarte mult că am putut să o cânt cu acești profesioniști care, adică ansamblul Timiș, recunosc că și eu a trebuit să-i descoper sau să-i redescoper. Este un ansamblu foarte, foarte profesionist și mă bucur foarte mult că îi avem. La noi nimeni nu-i bătrân, sărbător